Salut! Astăzi vreau să vă arăt o îmbunătățire pe care am făcut-o mașinii, pe care am vrut să o fac de mult timp, dar nu știu, poate din lipsă de imaginație sau lipsă de chef, de timp, de nu știu de ce, nu am făcut-o. În schimb, acum am făcut-o și vă pot spune că e extrem de folositoare, cât și nu neapărat inovativă, dar arătoasă, să zic așa. În sfârșit am pus telescoape la capotă. De foarte mult timp am vrut să fac chestia asta, pentru că m-am curcat tija asta întotdeauna. Ba l-a schimbat în filtrul de aer, ba l-a lucrat la motor, ba l-a curățat, ba l-a tot. Dacă vreau să filmez, nu puteam să filmez ceva de tija. În felul ăsta am foarte mult loc, deci e foarte, foarte practic, am foarte mult loc să lucrez. Pot să lucrez chiar și în colțurile astea izolate, la baterie, pot să lucrez chiar și la BCM, fără niciun fel de problemă. Mult mai bun. Și având în vedere că astea sunt telescoapele de pe spate, de la haionul de pe spate pe care le-am schimbat, care au puțin joc și pe care de altfel ar fi trebuit să le arunc dacă nu le foloseam, având în vedere chestia asta, uite că totul se refolosește, totul se schimbă, nimic nu se aruncă, nu? Nimic nu se pierde. Bun, hai să vă prezint. Nu știu așa cum am făcut. Deci aici am o bridă, am făcut o bridă, atenție, tot ce am făcut nu e irreversibil, se poate modifica perfect înapoi. Aici am o bridă pe care am prins-o în șurubul ăsta de aici, să nu mă întrebați de unghiuri pentru că nu le-am făcut la unghi, nu le-am calculat, le-am făcut direct aici pe asta. Da, arată destul de bine cu excepția polizerilor. Aici asta e făcută dintr-o tijă de 10 mm pe care am rotunjit-o la capăt și am făcut-o într-o bilă, am transformat-o într-o bilă. Aici la fel am transformat un șurub într-o bilă și l-am înșurubat aici înăuntru. Da? O să și desfac să vedeți mai bine. Și stă perfect. Aici nu atinge, deși pare că atinge, nu atinge deloc. Atinge în schimb foarte, foarte puțin, cred că se vede aici, în partea asta, pe zona asta de aici, dar foarte, foarte puțin și are loc, cam un milimetru, are loc să se miște. Pe înălțime nu atinge, nici de cum, arată bine. Ia să vedem. Ia uite, cum se închide. Da? Arată binișor, nu cred că se vede. Acolo cu ochiul liber se vede, nu face zoom suficient. Uite, deci se ascunde perfect. Se ascunde perfect. După ce se închide capota, arată perfect. Deschide foarte bine, are foarte multă ardere, foarte mult, are destulă forță. De fapt, un singur telescop are 370 de Nm, nu știu câți Nm mai are din aia 370, dar oricum. Și arată foarte bine. Bun, am să desfac să vă arăt și cum am făcut-o, care sunt mațele. Deci vă spuneam că toate modificările sunt absolut reversibile, fără niciun fel de problemă. Aici, totuși, chiar dacă am scos șurubul respectiv, nu s-a pierdut niciun fel de, să zic așa, rezistență structurală, pentru că am piulița asta mică care strânge aripa pe șasiu și totodată permite înălțimea, permite setarea pe înălțimea a biluței astea, a șurubului. Se poate foarte ușor desface cu o cheie de 13.
Da? Și o puteți, la nevoie, o puteți seta ori mai jos, dacă atinge capota pe telescop, o înșurubați mai mult și atunci el se duce mai jos, vorbim de biluța asta, ori mai sus. Da? O puteți face cât vreți și atunci o blocați cu contrapiulița asta de aici. Asta dacă vreți să vă faceți așa ceva, bineînțeles, eu vă explic ce ați putea să faceți. Da? Asta e șurubul făcut de mine. Iar aici avem o șaibă și locul unde a fost șurubul inițial. Da? În felul ăsta puteți să faceți înălțimea. Setați înălțimea cât aveți nevoie și când ați încheiat, o strângeți cu o cheie de 13. Și altfel, rezistența structurală dintre și nevoia de a prinde aripa cu șurub pe șasiu e exact aceeași ca și cum ați avea șurubul ăsta sau ăsta înșurubat. Aici am făcut o șanfrenare, să zic așa, pentru că el stă puțin la un unghi și lovea partea aia pe care am șanfrenat-o, partea asta de aici, lovea în piuliță și tocmai de asta am pus piulița, asta am polizat-o pe jumătate pentru că n-am găsit piulițe înguste, deși sunt 3 magazine de piese de materiale de construcții și toate au șuruburi și alte cele, n-am găsit o piuliță îngustă. N-am găsit. Și am polizat-o pe asta, am reușit să o fac, pentru că una întreagă nu intra. Nu era bună. Și uite că a ieșit foarte, foarte bine. Asta la fel. Asta e făcută dintr-o tijă de 10 mm diametru, da? Pe care am rotunjit-o la capăt și mai apoi am slotuit-o, i-am făcut un canal pe mijloc și am băgat-o pe platbanda asta. Asta e platbanda de 25x4 mm pe care am, se vede clar că am îndoit-o cu presa de 20 de tone pe care o am. N-am făcut-o la unghi, n-am calculat-o, am pus-o exact așa cum trebuie, iar aici singura calculare pe care am făcut-o a fost distanța de aici, aici, ca să am capătul telescopului bine poziționat în așa fel încât să intre aici, în partea asta de capotă. Cu toate astea, totuși lovește puțin în partea asta, dar nu e niciun fel de problemă. A, uite, aici, când e închis. Iar când e închis, e exact atâta cât trebuie, fără niciun fel de problemă. Deci, pe dimensiuni, dacă vreți să știți dimensiuni, telescopul de la Opel Corsa, de la haionul de la Opel Corsa, se potrivește perfect de la distanța asta de aici până aici. Și dacă vreți să puneți una, atunci trebuie să ridicați puțin capota, cam 60% ca să se ridice singură. Dacă puneți amândouă, se ridică foarte, foarte ușor, chiar are destul de forță, destul de multă forță de ridicare. Bun, hai să vă arăt cum am montat-o. În prima instanță se ridică puțin siguranța asta, după cum v-am arătat și la schimbarea telescoapelor de la Haion. Se bagă aici, nu? Și se... Nu mai iasă afară. Acum, fiind puțin mai lungă, trebuie comprimat telescopul până în zona asta de aici și se trage, se așează și se pune siguranța. Trebuie să vă asigurați că e montată cum trebuie ca să nu scape. Se vede șanfrenul ăla pe care l-am făcut, e binevenit, pentru că în felul ăsta, dacă nu era șanfrenul, probabil că din cauza diferenței de piuliță ar fi sărit afară, dar acum stă bine. Aici la fel, stă bine.
E cam un milimetru, un milimetru și puțin între capotă și telescop și capul telescopului. De închis se închide foarte bine. Din coace l-am și vopsit, pentru că ăsta l-am făcut primul și mai apoi mi-am dat seama că trebuie să ridici cam 60 de grade capota ca să plece singură. Și stătea puțin și colțul ăsta stătea puțin mai în sus. Dacă stă puțin mai în sus, niciun fel de problemă, e doar tablă. Pur și simplu prindeți de colț de aici și îl trageți înspre motor, înspre față. Și atunci tabla asta se bagă puțin încolo și rămâne perfect, rămâne flash. Bun. Aici am abordat o altă tehnică. Aici am tăiat pe exterior cu flexul jumătate și l-am îndoit la ciocan pentru că mi-a dat prin cap să folosesc presa. Și mai apoi am umplut aici cu sudură. Se vede puțin că e așa. Când o să termin cu toată treaba, o să trebuiască să-i dau și asta o vopsea, un zinc aluminiu. Dar până atunci se închide foarte fain. Da? Pur și simplu o prind de aici. Și, apropo, se poate regla de aici, dacă n-ați știut, dacă stă prea tare sau trăznește prea tare capota când o băgați, se poate regla de aici. Aveți aici două tășituri pe care puneți o cheie de 19 și rezolvați situația. E pur și simplu un șurub. Se văd acolo spire, că și eu am... Și eu am făcut-o puțin mai distantă. Prindeți de aici cu o cheie franceză sau ce aveți și atunci deșurubați de la ăsta pentru mărirea distanței sau înșurubați pentru micșurarea distanței. Prind de aici. Se închide perfect. Aici e în echilibru. Se ridică foarte simplu, foarte ușor. Se ridică chiar cu vreo 7-8 cm mai mult decât se ridica cu tija de susținere. Dacă dați drumul de aici, se închide perfect. Distanțele între panouri sunt absolut perfecte, nu e niciun fel de problemă. Se vede clar că nu e vreo ridicătură sau ceva. La fel și în partea asta, deși aici e puțin mai mic, e puțin mai mică distanță, dar toate sunt așa cum trebuie. Deci telescopul propriu-zis e ceva de genul ăsta, aici. Da, e ascuns sub capote. Deci cam așa e treaba cu telescoapele. Voi ce credeți? E sau nu e folositor? Pentru că majoritatea lucrurilor pe care le fac să fie folositoare, nu arătoase, dar ăsta e și arătos și foarte folositor. Îmi dă mai mult loc de manevră în partea asta, în special, unde era tija. Bun, păi cam atât. Sper să vă apucați să faceți și voi chestiile astea. Salut!